reușesc să aducă un plus de, regeometrizare a formei. Cred că asta este întrebarea noastră. Pe undeva, da, dar întrebarea mea era această relație cu suprafața. Aici ți-ai propus o temă compozițională, discutaserăm despre asta, destul de exigentă, aș spune chiar foarte exigentă, aceea de a compune suprafețe cu dominanță verticală, pe o deschidere orizontală îngustă, care creează o anumită tensiune în această suprafață, care sugerează până la urmă un spațiu ascensional și te-ar trimite în profunzime. Dar formele care se construiesc pe suprafață nu te trimit în adâncime. Ei, aici mi se pare că, dar de fapt, cel mai bine ar fi să vorbești despre această problemă pe care o lucrare cu dominanță verticală ce o pune. Am intuit întrebarea noastră. Verticala este una dintre cele mai dificile probleme de compoziție. Deci am minimalizat verticala pentru o minimă, să zicem, înălțime a lucrării. Tocmai când am obligat să recurg la o geometrie și mai profundă a compoziției. O reluare a geometriei pe verticală în condițiile în care nu ai acces la, să zicem, la un pătrat sau o variantă apropiată ca la înălțime cu înălțime. Adică nu mi-am ușurat munca, ci mi-am îngreunat-o chiar. Deci, practic, este o provocare. Mi-am provocat singur această dorință de a căuta verticala printr-o exagerare de înălțime la portarea înălțimei. Și cum ai construit aceste lucrări și vom vorbi pe urmă despre problematica performatică. Mă rog, pentru că și am înțeles care era undeva se regăsesc relații între diagonalele acestor pretunduri exagerat de înalte sau de lungi și diagonalele volumelor atlantizate din compoziție? Acesta este chiar în dialog, chiar ele se completează unele pe celelalte. Ele au o anumită de construcție a formei. Chiar ieșirea în suprafață cu acea lățime exagerată a șasiului, care face o trecere spre tridimensional despre care discutam mai înainte. Putem numi de acele fire sau elemente generative a unei compoziții, care poate să fie acel obiect sau o relație între obiect și suprafața pictată.
întrebați de culoare, dacă am avut o linie coloristică, ele, pe lângă zona clasică sau elementul clasic de expunere a unui desen, ele intră într-un dialog coloristic cu ansamblul lucrării. Ele sunt ca o puse în discuție în funcție de momentul și de compoziția pe care le-am ales-o la fiecare separat, dar ele sunt împreună. Expoziția este gândită împreună și ele fac să se susțină una pe cealaltă. Adică n-ar putea să existe separat, doar singular, o chestiune singulară. Gamele în această expoziție discutam și cu pictorul Mulivale, sunt dobândit un plus de luminozitate. Poate un plus de căldură interioară, în sensul în care această luminozitate, în relație cu tonul de bază, și în general cu câmpul cromatic, pentru că ansamblul cromatic al rândul său cheamă această lumină, dă o vitalitate. Oarecum un supliment de vitalitate față de celelalte cicluri de lucrări. A fost o intenție, această sonoritate, această relație dintre un impuls foarte riguros, reprimat, geometric și care se exprimă cromatic, sau este doar acest exercițiu conceptual care, să spunem, pune în relație caldul, recele, încercând să controleze în felul acesta suprafața. Eu știind că tu ai și lucrări în care gestul este foarte liber, chiar iar geometria este undeva într-o profunzime care avea se mai ghicește. Este undeva la mijloc. Nici nu mi-am dorit un exercițiu cu ori decorativ, dar mi l-am conceput, sau exercițiul respectiv mi l-am conceput ca pe o experiență momentală. Adică am readus decorativul în defavoarea, să zicem, plasticului. Am repus în discuție ideea de culoare pură în defavoarea elementelor de construcție, să zicem, gestuală. Am creat un alt tip de imagine pe structura veche pe care o practicam de fiecare dată sau de fiecare dată în alte contexte. Deci este practic un exercițiu de a repune în discuție ideea de pictură. Probabil o ultimă întrebare. De mai mult timp observ atunci când nu avem de-a face doar cu lucrările care gestionează materie și mișcare, acele lucrări cu semne dinamice la limita gestului liber, o relație mereu preluată și mereu cu accente care cad într-un punct de construcție sau în celălalt, între abstractizare sau abstracție geometrică și figură, utilizarea figurii. Am spune o figurativitate foarte dependentă, de fapt, de gândurile abstracte. Între această expoziție, prospecțiuni figurale, și expoziții foarte apropiat precedente, lucrarea de la expoziția abstract, expusă și în Hafășan și în București, ciclul de explorări, tot de la Căminul Artei, fie investesc
figura ca pe un semn foarte elocvent care comprimă o narațiune, se invită la o narațiune. Și această expoziție în care figura intră în acest joc complex în care și geometria într-un fel foarte presantă, în alt fel mai puțin retorică, și figura au un plus de ambiguitate, deși ele sunt foarte sever încadrate în conturiu și nu, deci nu este o ambiguitate de interferență, de difuzie, de imprecizie, ci de investire. De investire ca semne, de investire ca semnificații, de investire chiar ca elemente ale unei structuri. Da, se poate spune și așa. Eu încerc să-mi explici. Vreau să-mi explici mie și celor care vor... Deci cum am ajuns, cu alte cuvinte, la... Cum am ajuns, cu alte cuvinte, la astfel de demers pictural, da, prin acest reîncadrament al formei. Exact. Cum investești partea abstractă și partea de figurativitate în această sinteză. Da. În primul rând, una nu se exclude pe cealaltă. Este principalul element care le adună și, în același timp, le potențează fiecare separat. În altă ordine de idei, vreau să spun că abstractul trebuie privit tot ca pe un proiect separat pentru a fi demonstrat până în elementele lui constructive. Iar următoarea mea expoziție va fi urmată de acel tip de abstract, cu acel tip de conceptualism abstract, cu fire, cu linie, cu elemente de construcție care pot să demonstreze de unde vine forma în general a lucrărilor mele din această expoziție. Deci, practic, fiecare expoziție o demonstrează pe cealaltă. Deci e un ciclu pe care eu l-am început și îl voi continua cu oricare dintre proiectele pe care le urmăm. Abstractul va deveni și este un element extrem de important în lucrările mele. El va fi acel abstract trecut de abstracționismul clasic și trecut într-o zonă, să zicem, abstractului figurativ sau non-figurativ. Vom vedea care vor fi următoarele zone de prospecțiune non-figurative de data asta. Ceea ce cred că ar putea să se semnaleze ca o concluzie este, mă rog, de fapt, ca o premiză a dezbaterii tale, ca o concluzie a gestului de interpretare, actului de interpretare, este că, de fapt, tot demersul tău pictural este cel al unei cercetări focalizate pe un set de probleme. Exemplificile bun, pe care mi le tratez, mi le exemplific și, în același timp, le gestionez cu cea mai seriozitate. Cred că trebuie să privim această expoziție ca pe invitația într-un demers care este mai puțin acela unei libertăți de expresie și al unei improvizări sub presiunea subiectivă, cât ca pe un exercițiu controlat de a investiga, de a interoga și de a construi pictura. Mulțumesc.